Bun, bun, bună seara, bun, bun, bine v-am găsit la un nou video. Dacă am foarte multe ecou și lumină foarte proastă, să știți că sunt la fântână. Am făcut o magazie aceea de deasupra fântânii. Și am colecția mea de căști, o parte din ele. Vreau să vă arăt ce face frățiorul vostru după ce vine de la muncă, că se plictisește. Deci, după cum vedeți, afară e foarte... Aici, haine, nu, dau așa. Dau așa, oricum nu se vede. Da, ba da, se vede. E foarte beznă afară. Adică, extrem de multă beznă. Tocmai ce am venit de la muncă de o oră, o oră și un pic. Ne aflăm în martie, data de 2. Și am pus ceva roșiuțe. Deci, după cum vedeți, am pus în niște alveole pământ. După ce am pus pământul, am apăsat cu degetul ceva așa, la modul ăsta. Să le presez un pic să fac loc semințelor de roșii. Ceea ce vedeți aici sunt niște roșii foarte mari. Am și câinele și pisoiul care vin pe aici. Pe acestea nu le-am plantat pentru că urmează să fac o altă alveolă cu pământ și deja e târziu, deja sunt obosit, mâine dimineață mă duc la muncă din nou. Le-am plantat aici, după cum vedeți, și aici. Încă nu am numărat câte fire am plantat, dar ideea este că am pus cam două semințe pe gaura de la alveolă. Am niște roșii Sherry Corina. Deci tomate Sherry Corina. Zic ei soi românesc. De când românii au roșii Sherry care nu sunt roșii, sunt galbene și cresc ciorchine. Probabil că avem ceva instituții care se ocupă de modificarea genetică de ani de zile. Le-au modificat pentru clima noastră, nu știu ce să zic, sper să iasă. În partea de aici, ceea ce vedeți de aici, de la bețișoare, o să încerc să mai aranjez un pic, de la bețișoare să fie provizoriu până mâine și o să vină aici plantat altceva, tot roșii, probabil acestea sau probabil alt tip de roșii Sherry. Eu ador foarte mult roșiile Sherry și din punctul meu de vedere consider că sunt cele mai bune. Adică, nu știu, când vezi diverse culori așa într-o salată, altceva, și prefer roșiile mari roze și roșiile Sherry. Probabil și o chestie de... Avea mama mea la un moment dat plantase în urmă cu vreo 10-11 ani un soi de roșii Sherry și erau la mod acela în care... cam friguț. Și erau la modul acela, erau ciorchine, dar erau roșii, nu erau galbene. Și făcuse atât de multe, pe câteva 5-10 fire, încât dădea inclusiv la găini. Și făcuse conserve din ele. Deci extrem, extrem de mult. Și au făcut de undeva de prin iunie, iulie, parcă să zic așa, până târziu, spre octombrie, și atunci erau pârguite, așa, și chiar erau ok și erau bunicele. Nu mă mai lungesc. Deci ce vedeți aici? Provizoriu. Ceea ce vedeți aici e deja făcut. Pe acestea le-am udat, pe acestea nu le-am udat. Le-am acoperit doar cu pământ. Cele de aici sunt și ude, le-am udat, cred că un pic cam multicel, pentru că nu mi-am dat seama, dar nu contează. Câte două semințe băgate în gaură, după care am tras pământul din nou peste ele. Teoretic, într-o lună de zile ar trebui să germineze și ar trebui să fie suficient de bune. Mai aveam o variantă în care puteam să le punem șervețele umede în punguțe și dădeam cu puf în fiecare zi, lăsându-le la soare, la lumină, și când făceau de germinau, atunci le băgam câte una în alveolă, dar am zis că mă complic foarte mult și așa stau foarte prost cu timpul. Deci, cum se plantează noaptea tomate Sherry?
Cam acesta ar fi titlul videoului. V-am pupat, v-am lăsat și ne auzim la video următor. Ce mai plantez, ce mai fac prin curte? Rămâneți cu bine și să